Bine v-am găsit! Bine v-am găsit, români! Români din țară! Români din străinătate! Români din toate colțurile zării! Bine ne-am întâlnit din nou! Dovedim tuturora că nu suntem singuri! Acum exact 3 luni de zile, pe 27 aprilie, când am răspuns moțiunii de cenzură, am zis în felul următor, că nu cred că voi trăi vreodată să aud din nou sloganele anilor 90, că nu credeam să mai aud vreodată naționalismul cel mai întunecat venind din gura unui parlamentar român șef de partid. Și cu toate acestea s-a întâmplat și nu ne-am putut imagina că în 3 luni de zile vom merge atât de mult în jos și atât de repede. Și de ce? Pentru că acești oameni asupra noastră au coborât un val de ură, folosesc ura ca armă politică, încearcă să ne dezbine, încearcă să ne separe frați de surori, soți de soții, copii de părinți, încearcă să ne arate că minciuna, furtul, ura, dezbinarea sunt tot ceea ce înțeleg ei ca politică. Noi le cerem pâine, iar ei ne dau ură. Noi le cerem apă, iar ei ne dau venin. Noi le cerem adevărul, iar ei ne dau minciuna. Noi le cerem ordine, iar ei ne dau haosul. Îi mai suportăm cumva? Primul lucru care se întâmplă într-o dictatură este să-ți închidă gura. Și în momentul în care spui ceea ce trebuie spus și vorbești pentru că știi ce se întâmplă, se repet la tine să te aducă la pușcărie. Astăzi suntem 15 oameni care au plângeri penale pentru că am spus ceea ce credem că trebuie spus și ceea ce crede toată lumea din toată țara noastră românească. Dar mâine, dacă noi vom tăcea, în loc de 15 vor fi 15.000. În loc de 15.000, poi mâine vor fi 150.000 și apoi o țară întreagă, pentru că tot ce vor ei e să ducă o Românie în pușcărie. Și aceasta va însemna frică, frică și tăcere. Vrem noi să tăcem? Ei cred că noi suntem puțini. Suntem noi puțini? Ei cred că noi suntem muți și nu vorbim. Suntem noi muți? Ei cred că noi suntem orbi și nu vedem. Suntem noi orbi? Ei cred că noi suntem surzi și nu auzim ce fac. Suntem noi surzi? Încearcă să dea foc 2 oameni și cu toți politicienii din spatele lor, nici nu vreau să le mai pronunț numele, pentru că la tomberonul istoriei ducem, încearcă să dea foc la casa noastră, la România toată. România noastră este construită pe onestitate, pe demnitate, pe muncă, pe adevăr, pe libertate, pe democrație. Și vom avea grijă să spunem aceasta și luni, când, după ce se va fi terminat referendumul, noi ne vom fi recuperat Constituția, iar președintele legitim ales se va duce înapoi la Cotroceni. Noi luni le vom fi demonstrat că puterea adevărată se află în mâinile noastre, a celor care se găsesc aici în piață și care au fost și la Cluj și la Iași și s-au strâns în toată țara sau sunt în străinătate. Puterea adevărată este la noi, a celor care cred
că au într-adevăr dreptul să participe pentru democrație și îi vom învăța pe cei 256 de parlamentari ai puterii că nu reprezintă Parlamentul în sine, ci trebuie să ne reprezinte pe noi și aceasta îi vom învăța. După ziua de luni, dragi români, va veni vremea să ne suflecăm mânecile și să începem să reconstruim ce au reușit acești oameni să strice în 3 luni de zile, munca a 8 ani de zile. Și atunci când vom porni să reconstruim, nu vom fi doar noi, ci vom aduce alături de noi și pe cei care sunt astăzi păcăliți și înșelați și sunt supuși propagandei mincinoase, pentru că le vom arăta că niciodată în fruntea țării nu-i vom mai răbda pe cei care, cocoțați vremelnic în scaunul puterii, încearcă să ne împartă, încearcă să spună că unii sunt proști, adică noi, cei care îl vrem pe Băsescu înapoi la Cotroceni, noi suntem cei răi, iar ceilalți, care ceilalți, sunt buni. Există o singură națiune română și nu-i vom lăsa, niciodată nu-i vom lăsa să se ne împartă în niciun fel. Întotdeauna am fost uniți în fața răului. Întotdeauna am fost uniți când a trebuit să luptăm pentru libertate. Și libertatea am câștigat-o în toată istoria noastră cu sânge și cu jertfă. Nu-i vom lăsa nici să ne ia țara, nu-i vom lăsa nici să ne ia istoria, nu-i vom lăsa să ne ia sufletul și atunci, din tot pieptul nostru, un singur răspuns este la adresa lor. Care este acela? Nu vom pune niciodată cărămizi la temelia răului. Duminică, noi nu vom ajuta răul să crească. Noi, duminică, luptăm pentru bine. Duminică, nu mergem la referendum. Pentru că suntem mulți, pentru că avem ochii deschiși, pentru că auzim foarte bine și pentru că vrem o Românie frumoasă, europeană, demnă, cinstită, onestă, liberă și democratică. Victorie!